să poată fi Până transportabil. luni. Așa, luni dimineață eu, deci am fost cu fata la Cătălin în spital. Ea, fata a intrat la Cătălin să-i dea ceva să mănânce, n-a putut să mănânce, iar eu, cu de la mine puterea, am intrat la domnul doctor, la doctor Ștefănescu la cabinet, pentru că el am văzut că e foarte rău. Deci văzând 3 zile la rând, am văzut că e rău. Și am zis, doamna doctor, nu putem să ne jucăm cu viața unui om de 35 de ani care are un copil de 2 ani jumate și altul pe drum. Copilul ăsta moare, ce face? Mă lăsăm să moară aici? V-am rugat, v-am implorat, am rugat și pe domnul doctor de sâmbătă noaptea, dați-ne salvare să plecăm la București, avem medicul nostru acolo. Da, aveți medic acolo? Da, doamna doctoră. Cum se numește? Eu atunci n-am știut că fata vorbise cu el. Am sunat-o din cabinet de la doamna doctor, a venit de la terapie intensivă de la Cătălin, a venit în cabinet și am zice, cum se numește? I-am dat numele doctorul și am zis, doamna doctor, doriți să vorbesc cu dânsul, că dânsul așteaptă un cadru medical să-i spună situația lui Cătălin. Da, doresc. Sună Ionela, doctorul la București și spune, da, haide să vorbim. Dăm telefonul fetei, că avem convorbirea pe telefon, dăm telefonul fetei doamnei doctor și încep să discute între dânsi. Și o întreba în terminilor medicali, noi n-auzeam. Ce-am dedus și noi așa? Răspunsurile dânsei. Se-i spune rezultatul la analize, între ce valori ar fi. Dânsa deja se păstăcise, tot foia se în stânga și în dreapta, se pierduse, tot foia. Tot dosarul ăla, că avea un dosar, tremura toată, scăpa hârtiile pe jos și el îi spunea la telefon, stați încet, auzeam, dați valoare din cutare. Deci îi spunea pur și simplu în cur. Exact, să le găsesc, dacă spunea analizele la cutare și eu mă uitam și spuneam între 5 sau 72, mă rog, dau un exemplu. N-a fost greu să ne dăm seama cât de, nu știu cum să spun, puțin pregătită, incompetentă, neglijență, nu mai știu cum să spun ce a fost. Pentru că a întrebat de tratament și a întrebat-o de cum se numește tratamentul? Heparină. Și a zis da. Și a mai întrebat-o de un medicament care trebuia asociat cu heparina. Și a zis, nu l-am dat. Și a spus, nu. Pe acesta nu l-am dat, am ezitat. Cred că l-a ajutat, dar am ezitat. Probabil îi făcea bine sau ceva de genul. Și de aici am dedus că tratamentul lui nu a fost complet. Așa. Unde s-a greșit? Cine a greșit? Stați un pic. S-a terminat convorbirea la doamna doctor. Am mai trecut prin salon pe la Cătălin și am plecat. Între timp ne-a sunat de la creșă să ne ducem să o împăiam, plânge și nu se mai înțelege cu ea. Ne-am dus în auto de la creșă, fata s-a dus la ea acasă și eu am venit aici. Am apucat să dau doar geaca jos și m-a sunat Ionela, zice, m-a sunat Cătălin, că e rău tare. Am luat iar geaca, am luat autobuzul 8 și între timp am sunat soțul, ia mașina și vină la mine la spitalul Cătălin, e rău tare. Am ajuns acolo la spital. Pe drum, când eram cu soțul la bazar, ne-a sunat el, mititelul, și a zis, mamă, veniți, că mor. Aoleu, Cătălin, zic, nu mașina, cum veni? M-am dus la el și spunea, mi s-a făcut rău și spunea că a făcut cu mâna la asistente, le-a făcut semn că este rău și una din asistente i-a spus, n-are de ce, că aveți valorile bine în aparate. Și a spus, Cătălin, ți-e rău, mă duc la doctor, mă duc undeva să plecăm la București. Deci a fost, nu cred că a fost o oră de când am plecat noi de la doamna doctor Ștefănescu, când ne-am întors, cred că să fi fost 1:30, m-am brânt în ușă, ușa să-mi spar capul în ușă și îmi zice doamna de la informații, ce vede, zic pe doamna doctor Ștefănescu, păi a plecat acasă. Bun, mă duc în cabinetul medicilor, cine se ocupă de Cătălin Otaș, că ne mare băiatul aici? Când eu am zis așa, în spatele meu a intrat o asistentă din cele 3 de la terapie, îmi să spun, știți, la pacientul Motoaș că s-au schimbat valorile în aparat, după ce am făcut eu un pic de val. Bun, a venit o doamnă doctor, nu știu cum o cheamă, Irina, în sfârșit după noi. El deja era foarte rău, ne-a dat afară pe mine și pe soțul, ne-a dat afară de la terapie intensivă pe hol și s-a ocupat acolo de el și a întrebat, până să ieșim noi, să-mi iau geaca să ies afară din salon, a întrebat asistentele ce-i dați și a zis heparină și nu știu ce și a zis stop medicamentul ăsta, stop. Deci, cred, eu, după mine, cred, nu o luați de bună. Cred că doamna doctor, după ce i-a zis medicul de acel medicament care trebuia asociat, combinat cu heparina, cred că i-l-a dat în doză mai mare, ca atunci când ajunge la București s-au forțat să-l găsească cu ceva în sânge. Pentru că el urma să fie transportat la București. Dându-i doza asta, pentru că a zis stop, nu știu ce medicament, pe ăsta l-o prim. Ăla cred că l-a dat peste cap. Noi am ieșit pe hol, a făcut val acolo, i-a schimbat tratamentul, i-a modificat valorile la oxigen, la nu știu ce. Și după aceea este doamna doctor la noi, ne spune și o să fie bine. I-am ajustat tratamentul, s-a exprimat. I-am ajustat tratamentul. Asta luni. Asta luni, da. Luni pe la 2:30, 3, cât e, nu mai știu. Așa. Starea lui Cătălin s-a răutățit foarte rău, foarte rău. A început să-i fie rău, am început să-i fac masaj, îl durea rău spatele.
pe frunte, pe păr, tremura, mi-a zis să-l țin de mână, țineți-mă de mână că mor. Nu mai știam ce să-i mai fac. Doamnă, este rău. Nu are de ce, că sunt valorile bune. Doamnă, lasă să vină un doctor, că este rău. Nu avem cine, ne-a spus, nu mai e niciun doctor. Atunci am intrat în panică, cum nu mai e niciun doctor? Nu mai e niciun doctor aici. Zice, și noi ne descurcăm foarte greu, vă dați seama cât de bine este. El a intrat în a început să tremure, așa, așa, doamnă mare, dați-ne un doctor. Și ele sunau disperate, toate trei asistentele cu telefoanele și nimeni nu răspundea. El a intrat în stop cardiorespirator pe la 6 și ceva. L-am văzut în ochii mei, cum pur și simplu cum a tras și a murit. Ne-a scos afară din salon. Și am spus, ți-a mărut băiatul. Și în timpul ăla veneau medicii de la urgență de jos ca să-i facă resuscitare. Deci de niciun medic de pe cardiologie nu era. De la alte secții. De la urgență, ne-a zis, da, de jos. Da, da, da. Așa. Între timp, cât i-a făcut resuscitarea acolo, a venit doctorul, repede, care a fost sâmbătă noaptea, dar a refuzat să ne dea salvare. A venit pe mine și pe soț. Dani, hainele le-am dat acolo. Vreau să ne oprim dacă aveți de... Am mărut băiatul, v-am rugat, v-am implorat să ne-l dați, să nu ne faceți, să nu ne dați nimic, deci să ne dați băiatul la București, nu ne l-ați dat. Ne-ați omorât băiatul criminalilor, v-ați jugat cu viața lui răilor, incompetenților, le-am zis. Iar de frica dânsei a fost că v-am spus că este într-o stare foarte gravă. Trebuia să vă așteptați. Credeți că avea șanse mai mari dacă ar da? Avea la capitală? Cu siguranță, dacă ne-o dădea sâmbătă și nu trecea și duminică și luni toată ziua, cu siguranță, deci, cu siguranță, cu siguranță. Era și transportabil. Era și transportabil sâmbătă și duminică dimineață era transportabil. Da, și duminică dimineață. Cine? V-am spus, și îmi spune doamna doctor, v-am spus că este grav, păi mai... Doamnă, de ce nu mi l-ai dat dacă a fost grav? Deci au trimis la București luni dimineață un bătrân de lângă Cătălin de 80 de ani. L-au trimis la București și pe băiatul nostru l-a lăsat în pat și a murit acolo. Cum să nu-i fac criminal? Cum să nu-i fac incompetenți? Cum oameni buni? Cum să nu-i fac așa? S-a spălat toți pe mâini, spunând că dacă într-adevăr am vrut salvare, trebuia să insist să fac cerere. Da, ne-a zis medicul de sâmbătă noaptea. Doamnă, dacă insistați, cred că vă dădeam salvare. Trebuia să faceți cerere și eu vă dădeam salvare. Da. Vreți depune plângere acum împotriva spitalului? Da, vreau să te liniștim. Aseară, nu știu, mi-a zis domnul de la domnul Cosmin, reporter, da, nu știu, da. Că l-ar fi sunat purtătorul de cuvânt al spitalului și că i-a zis că eu am dat o mărturie falsă pentru că a avut medici de gardă non-stop pe cardiologie tot weekendul. Să-mi arate mie camerele de la vederi, unde sunt medicii ăia cardiologi, că se văd destul de bine medicii de la urgență, cum au venit cu trusa aia și alergau pe hol să intre la Cătălin și nu era niciunul. După aia a apărut doamna doctor Ștefănescu, foarte gătită și calmă, s-a așezat la masă, i-a scris de ce sub fișă, ce a scris acolo și am zis, între timp, când ne-a... Spuneați că v-a făcut cineva nesimțită la urmă. Da, domnul doctor care a fost sâmbătă noaptea de gardă, care să ne-a ridicat o ambulanță pe tot Buzău. Și de ce v-a jignit? Pentru că eu plângeam în cabinet la medic și am spus, criminalilor, ne-ați omorât băiatul. L-ar fi jignit. L-am jignit, am făcut acuze. Și a zis că, vezi, doamne, că după ce că țip și plâng și deranjez, îl mai fac și criminal. Și a zis, doamnă, mai sunteți și nesimțită? Cum catalogați dumneavoastră atitudinea aia? Josnică. Incompetență, nepăsare, indiferență. Lipsă de profesionalism. Doamna toate au fost. Se pierduse toată când vorbea la telefon cu domnul de la București. Asta. Tremura, nu mai știa ce să-i răspundă, nu mai găsea rezultatele, dânsul nu întreba. Era total dezorientată. Da, știți că dânsii se apără acum și spun că dumneavoastră nu ați depus nici măcar plângere la Colegiul Medicilor. Pentru că nu am avut timp de așa ceva. Când ce-i pe sufletul nostru? Când? Când? Ne întreabă copila aia mică, când vine tata de la muncă. Ce să-i spune? O duce la creșă, că n-are haosul ăsta la noi în casă și focul ăsta mare. Am întrebat-o când Cătălin murise pe pat. Doamna doctor, ne-a spus că nu e un caz grav. Să stăm liniștiți. Cum, doamna doctor? De ce l-a lăsat să moară? I-a spus, doamna doctor, n-a trebuit să fii medic ca să aud că omul ăla de la București pur și simplu v-a făcut praf profesional. Și nu trebuie să fii medic ca să-ți dai seama când v-a întrebat un anume medicament și dumneavoastră a spus am ezitat, nu i l-am dat, cred că îi făcea bine. Doamnă Scupă, treceți printr-o situație tare delicată. Doamna urmează să aibă un nou născut. Da. Ați rămas fără ajutor.
Ce credeți că, ce măsuri ar trebui luate în acest caz? Ce ar trebui să... Dar oamenii nu ar trebui să mai profeseze, din punctul meu de vedere. Să moară alte persoane, alt tineret, să rămână alți copii orfani sau să moară copii, să rămână părinți fără copii. Pe mâna lor nu. Cum așa? Și doamna doctor, după ce i-a ajustat medicamentul atunci, când a ieșit la noi, cea Irina, deci luni după amiază, când a ieșit la noi și a spus, stați niște schi, am așteptat medicamentul. Și după aceea a venit foarte vesel în salon la Cătălin și a spus, eram și cu soțul, de mâine o să vă băgăm pe un tratament foarte bun, un medicament foarte bun la noi în țară și o să fie foarte bine. După ce a murit Cătălin, am întrebat-o, ce faceți doamna doctor cu medicamentul ăla bun? De ce nu l-ați avut de vineri seara? Ați aștepta milioane? Ce ați făcut? Luați-l dumneavoastră acum. Nu uitați să faceți plângere la comunitate.